Vă salut cu un nou episod despre fotbal. Între 1990 și 2013, Rapid a avut probabil cea mai bună perioadă din istoria sa. Două titluri, patru cupe, patru supercupe și sferturile de final ale cupei UEFA în 2006. Și chiar dacă unora le place sau nu, această perioadă se leagă de prezența lui George Copos ca patron al echipei. În 1990, Rapid promovează după un sezon petrecut în divizia B. La acea vreme, în vitrina clubului stăteau un titlu de campioană și 9 cupe ale României, iar pe plan internațional, finala Cupei Europei Centrale din 1940, ce nu s-a mai ținut din pricina celui de-al doilea război mondial și un sfert de final de Cupa Cupelor în sezonul 72-73. După cum spuneam, în 1990, rapid revine în divizia A. În primul sezon se salvează de la retrogradare, iar următorul termină pe 7. În 93, încheie pe locul 4 și prinde loc de Cupa UEFA, revenind astfel în cupele europene după o pauză de 8 Ani. Tot atunci, în 1993, Copos preia Rapidul, iar începând cu mijlocul anilor 90, Rapid redevine o forță în campionatul românesc. În 1997, Mircea Lucescu vine antrenor la echipa juleșteană și pierde titlul în ultima etapă la două puncte de steaua după un egal 2-2 cu Universitatea Craiova, meci în care a avut și un gol anulat. Își iau revanșa în fața Craiovei în finala Cupei României și astfel câștigă primul trofeu din era Copos la Rapid. Sezonul imediat următor, Mircea Lucescu conduce echipa din Giulești în toate etapele turului de campionat, dar oferta lui Inter-Milano îl face să plece în Italia. Lucescu nu stă mult la Inter și după doar patru luni revine la Rapid pentru finalul de campionat și pentru a câștiga al doilea titlu din istoria Rapidului. Un campionat terminat cu doar o singură înfrângere. Din păcate însă în Europa se face de râs și este eliminată în turul 2 preliminar al Champions League de scont din Letonia. În sezonul 99-2000 se luptă la campionat cu Dinamo, dar termină pe 2. Lucescu pleacă să antreneze în Turcia pe Galata Sarai, ce tocmai câștigase cu Pauefa, iar antrenorul lor, Fatih Terim, semna cu AC Milan. Rapid începe ediția 2000-2001 cu Anghel Dănescu antrenor și termină cu Mircea Rednic. Locul 4 în divizia A și dulăul Hizo vine pentru a treia oară antrenor în Giulești, fiind pe bancă în celebrul rapid Paris Saint-Germain din Cupa UEFA. Când în minutul 113 la 1-0 pentru Paris Saint-Germain se stinge nocturna în Giulești. Meș terminat 3-0 la masa verde pentru Paris Saint-Germain. Următorul sezon aduce și cel de-al treilea titlu din istoria rapidului. Cu Mircea Rednic antrenor și în teren Sabău, Raz, Daniel Nicolae, iar în preliminarile Champions League este eliminat în turul 2 de Anderlecht. Dar în ce stil, după 0-0 la București și 2-0 pentru rapid la pauză în Belgia, meciul se termină 3-2 pentru Anderlecht. În sezonul 2003-2004, Rapid face un sezon slăbuț. Îl aduce antrenor pe Dan Petrescu, ce pupă steagul Rapidului, la fel cum făcea și Iordănescu în 2000, iar ca președinte vine Giovanni Becali. Petrescu nu prinde multe meciuri la Rapid, doar 6, și revine ca antrenor la sportul studențesc. Anul 2004 înseamnă pentru Rapid crearea echipei fabuloase ce a ajuns până în sferturile de final ale Cupei UEFA. Se începe cu venirea lui Răzvan Lucescu ca antrenor, jucătorii Danus Coman de la Fece Argeș, frații Caramian, Mugurel Buca Buga de la FC Brașov, ulterior li alătură și Viorel Moldovan. Aceștia și mulți alți jucători foarte buni fac posibil sfertul de finală 100% românesc cu steaua din ediția 2005-2006 a Cupei UEFA. Povestea acestui sezon începe în Andorra, în vara lui 2005, în primul tur preliminar, cu San Giulia, 10-0 la general. În turul 2 elimină pe macedonenii de la Varda Scopie cu 4-1, iar în meciul din play-off produc surpriza, după ce o elimină pe Feyenoord. Urmează o grupă cu trei antrenori români. Cești, Mircea la Șactior și Răzvan la Rapid, plus Beloni la Ren și alte două formații tari, Stuttgart și Pauk. Rapid câștigă grupa, iar meciul cu Șactior rămâne în istorie după ce fiul Răzvan îl învinge pe tatăl Mircea. În 16 imi o elimină pe Herta Berlin după 3-0 la general, iar în 8 o altă formație germană, Hamburg. Tragerea la sorți a dus în față două echipe românești, iar conspiraționiștii de serviciu vorbeau de bile încălzite la extragere, magneți și alte bazaconii. Că aveți, doamne, cele două echipe să se întâlnească acum, să nu cumva să existe vreo finală românească. Rapidul este eliminată fără să piardă, după 0-0 pe Stadionul Național și 1-1 în Giulești. Cum sezonul acesta a urcat România în clasamentul coeficienților UEFA și practic asigura un loc direct în grupele Champions League, în sezoanele ce urmau să vină, începe această foame a sfârșitului anilor 2000. În locul întâi în prima ligă nu mai însemna un simplu titlu, ci bani de la UEFA pentru domnii patroni. Astfel echipe ca Uniunea Urziceni în 2009 și Oțelul în 2011 să aducă banii din Champions League direct în buzunarele patronilor, de unde s-au evaporat, la fel ca și cele două cluburi. Zero investiții, cluburi ce au intrat în insolvență și s-au desfințat. Rapidul merita să joace în Liga, având în vedere contribuția sa la coeficient. Nu s-a întâmplat, deși l-au dus antrenor pe Jose Peseiro plătit foarte bine, jucători scumpi, sperând că această investiție să fie recuperată cu banii din Champions League. Ce s-a întâmplat cu Rapidul? Ei bine, după condamnarea lui Copos în dosarul transferurilor și loteria, a urmat perioada de decădere a Rapidului. Cu locuri la mijlocul clasamentului, iar în 2013 nu a mai primit licența pentru Liga 1 și a fost retrogradată. Atunci Copos vinde clubul Rapidului Cristescu, ce părea la acea vreme un fel de salvator Rapidului, la finalul sezonului 2013-2014 de Liga 2, Rapid promovează, dar retrogradează după numai un sezon, petrecut în prima ligă și chiar dacă ea reușesc o promovare cu Dan antrenor, își declară falimentul și a fost desfințată. Rapid fiind însă o echipă iubită și de tradiție, cu fotbaliști ce iubesc acest club ca Daniel Pancu și Daniel Nicolae, ce ajută la renașterea clubului, chiar dacă sunt nevoiți să o ia tocmai din Liga 5 Scrieți-mi în comentarii părerea voastră referitor la Rapid în perioada Copos. A fost Copos un lucru bun ce i s-a întâmplat Rapidului? A fost răul acestui club? Sau și acum ajută clubul din umbră? Vă aștept cu un like dacă v-a plăcut clipul, o abonare, vă salut!